double digit thousand. Dani Oțil a devenit părinte pentru prima oară. Gabriela Prisăcariu l-a adus pe lume pe cel care le va înfrumuseța celor doi următorii ani de viață. La doar câteva ore de la minune, prezentatorul de la Neaț a postat și prima imagine cu el alături de bebelușul său nou născut. Cu ocazia venirii pe lumea acestuia, Dani Oțil a scris lui Cârcel și câteva rânduri menite să-i arate cât de mult îl iubesc părinții lui și cât de mult l-au durit în viața lor, dar și cât de bine vor avea grijă de el. De asemenea, vedeta i-a dat și câteva sfaturi în stilul lui caracteristic menit să-l încurajeze pe băiețelul nou născut. Dragul meu Cârcel sau mâini de bătrânel, ți-aș compune un cântec, o poezie, cum fac alți tați mai talentați. Ar suna prost amândouă și nu vreau să te fac de râs din prima zi de viață, avem timp pentru asta. Îți las rândurile astea aici ca peste 10-15 ani să dai scroll jumătate de oră până ajungi la postare și să înțelegi starea noastră, cât de mult te-am dorit, dar și panica care ne-a cuprins. Și a început Dani Oțil mesajul. I-a spus celui mic că își dorește să-i ofere o educație aleasă, mai ales că el avea alte condiții de trai spre deosebire de tatăl său. Crescut de un cuplu de părinți din zona rurală, obișnuit cu munca, dar care și-au depășit condiția și au putut să crească și să educe un adevărat campion. Dar dacă părinții mei care au mulți și vaca au terminat și facultatea s-au descurcat cu mine, eu zic că reușim ceva. Aș vrea să fiu cu tine măcar la fel de bun cum a fost ei cu mine. Tu ești fragil acum, dar promit să te fac puternic și rezistent. Nu voi încerca să te transform în rezultatul sumei frustrărilor mele sportive sau profesionale. Tu nu vei fi un Dani Oțil mai bun, tu vei fi tu. Bine, cu două medalii la Olimpiada din 2040, dar tu, a continuat prezentatorul. Hai că închei, dar dacă fumezi în liceu, vii acasă cu o urâtă belciugată sau nu iei bagul cu medie mare, să știi că deja am poze cu tine dezbrăcat și cu urme de caca. Când o să afli de Spider-Man, Superman, Batman, să știi că mama ta e supereroul meu preferat și a încheiat proaspătul tătic mesajul. Vă mulțumesc că ați privit până la final. Dacă v-a plăcut ce ați văzut și dacă nu sunteți abonat al canalului, am să vă rog să apăsați pe butonul roșu pentru a vă abona, dar și pe clopoțel pentru a primi notificări când apar clipuri de acest gen pe canal. La revedere!